Cum a fost neamitica? Am revenit cu picioarele pe pământ. Da? Cu picioarele în, în ligheanul cu apă rece. Cu, a, cu apă rece. Este bine să-i felicităm uh -huh. pentru ce au făcut, uh -huh. să știi? Uh -huh. Și pe antenorul Edip. Ăsta. Dar nimeni n-a spus, de exemplu, că noi acum ne-am calificat din 24 de echipe. În 2008 ne-am calificat din 16 echipe. Niciun ziarist n-a spus asta. Așa. În 2008, când ne-am calificat, ne-am calificat din 16 echipe. Acum au băgat ăștia 24 de echipe. Adem, noi ne-am calificat din 24 de echipe cu două echipe în război care nu au jucat pe terenurile lor, cu a treia în război a, 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 aici, când ne-am dat 3-0, crezând că a, a, ne bat de ne usucă și a fost a, invers. Dar, Performanța nu e grozavă, dar e bună, pentru, pentru că am dat satisfacție unor români care suferă în străinătate, săracii, suferă în străinătate. Ei trebuia să își verse uh, amarul. Și frustrările, și frustrările Pentru că n-au plecat de, 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 bine. de bine din uh, țară, și pentru ei asta a fost o refulare extraordinară. Și pentru, pentru publicul ăsta, pe care vrei, nu vrei, trebuie să-l iubești. Indiferent ce se întâmplă. Pe dacă vrei, ești român, dacă ești... Do sunt unii care nu vor. Că nu poți să mulțumești pe toată lumea. Cine și mai eu că și... cine să nu iubească? iubești. Nu, fi atent aici, nu, a, nu a, Nici Isus Hristos n-a fost. Omul fără dușmani. Uh -huh. Nu există. Păi nu, dar ce să ai cu suport. Dacă n-ai unul să te, să te înjure, doi dintre suport, te mai și înjură. Uh -huh. fie atent. De. Dar marea majoritate, masa, masa a fost fericită că au, au avut unde să se dezlănțuie. Și, spre surprinderea mea, ori cu puține uh, cazuri în care, ăla cu Fumigena, când a fost arestat și nu știu dacă i-a dat drumul nici astăzi, pentru că trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că nu există loc de fumigene și de... ai noștri au mai dat e, și cu fumigene și în uh -huh. Germania. Pe unii i-a arestat. Uh -huh. Nu m-am bucurat că au făcut uh, uh, chestia asta și au, au fost arestați. Dar spectacolul din tribună este unic. Așa ceva nu cred că va mai fi uh, în istoria. Putem să câștigăm Cupa Mondială. Am câștigat euro la suporteri? Suntem campioni europeni la Fanny? Oh Băi, frate... La imn suntem. Ah. La imn suntem pe primul loc în lume. Da? Nici americani, nimeni nu bagă cum băgăm noi. Înțelegi? Uh -huh. Și eu am fost mândru de chestia asta, uh -huh. să știi. Și pentru treaba asta echipa națională este de felicitat. Uh -huh.